Bună ziua și bine ați venit la această primă prezentare din seria dedicată Cloud și System Center 2012. Numele meu este Adrian Stoian, sunt trainer și consultant IT la compania Tegredi și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestei serii de prezentări. Astăzi vom discuta despre cum putem realiza o soluție de private cloud folosind System Center 2012 Virtual Machine Manager și System Center 2012 App Controller. Pe scurt, ca o introducere în această prezentare, Virtual Machine Manager este soluția de management de virtualizare și spre deosebire de versiunile anterioare, și mă refer aici la, în principal la Virtual Machine Manager 2008 R2, care ar fi în momentul de față versiunea curentă, spre deosebire deci de versiunea curentă, System Center 2012 Virtual Machine Manager este construit pentru private cloud și vom vedea acest lucru chiar din interfață, din consola de administrare, pentru că veți vedea că multe lucruri s-au schimbat și sunt specifice lucrului cu infrastructuri de tip private cloud. System Center 2012 App Controller este portalul de tip self-service prin care administratorii de aplicație se pot duce și pot crea mașini virtuale și servicii template-uri fără să-l mai deranjeze pe administratorul de data center care administrează partea de infrastructură. Vom începe prin a discuta despre arhitectura lui Machine Manager și noutățile care au fost introduse în noua versiune. În primul rând, pe partea de deployment, în noua versiune vom avea suport de high availability, respectiv la Virtual Machine Manager în cluster, acest lucru permițând creșterea nivelurilor de disponibilitate ale serviciilor. Dacă e să ne gândim că această soluție poate fi folosită pentru a gestiona infrastructuri mari, de genul sute de servere de virtualizare sau mii de mașini virtuale, este important ca serverul de management să fie disponibil, deci să ne putem conecta și să asigurăm gestiunea acestei infrastructuri. Pe partea de upgrade, avem suport de upgrade de la versiunea anterioară, deci upgrade-ul se face in place. Nu o să discutăm astăzi care este procedura de upgrade, este un pic mai detaliată, doar trebuie să știți că dacă aveți deja implementat Virtual Machine Manager 2008 R2, puteți să-l upgradați la noua versiune. De asemenea, avem în continuare suport de PowerShell, care a fost actualizat, avem foarte multe comandlet-uri disponibile. Virtual Machine Manager este unul dintre acele produse care este bazat pe PowerShell. La în sine, practic în spate accesează interfața PowerShell și pentru a realiza managementul infrastructurii. Deci, practic, tot ce vedeți în interfață se va transpune într-un script PowerShell. O să vedeți că la fiecare wizard, la sfârșit, avem un buton de View Script cu care puteți vedea scriptul generat și în spate acel script va fi rulat vis-a-vis de serviciile Virtual Machine Manager. Pe partea de management de fabric, deci infrastructură, traducem în românește, deci aici intră serverele de virtualizare, partea de networking, partea de storage, avem o serie de noutăți și una dintre ele este cea de provisioning de servere de Hyper-V pornind de la bare metal, respectiv putem avea, de exemplu, niște servere nou achiziționate care nu au nimic instalat, putem să le butăm din rețea cu PXE, vor primi o imagine special făcută pentru cu sistemul de operare Windows Server 2008 R2 și vor fi instalate, se pot include driverele specifice pentru fiecare tip de server, iar la final se va activa rolul de, se va instala rolul de Hyper-V și se va instala agentul de Virtual Machine Manager. Deci, practic, de la bare metal până la momentul în care serverul este sub gestiunea lui Virtual Machine Manager și este un server de Hyper-V funcțional, totul se poate face automat. Lucrul ăsta este foarte util în infrastructuri de dimensiuni mai mari, unde nu trebuie să stăm să instalăm fiecare server manual.
De asemenea, pe lângă suportul de Hyper-V și VMware ca platforme de virtualizare, în Virtual Machine Manager 2012 avem introdus și suportul pentru Citrix SAN Server și pentru acesta managementul se face direct, practic Virtual Machine Manager va instala un agent pe serverele XEN. Acest lucru este diferit față de managementul de la serverelor VMware, unde managementul se face indirect prin serviciile vCenter, prin consola de management vCenter. Pe Network Management avem un suport îmbunătățit pentru managementul rețelelor virtuale. Vom discuta câteva dintre aceste lucruri în cadrul prezentării, dar de pe acum pot să spun că avem suport pentru a defini rețele virtuale și a le corela pe serverele de Hyper-V din cadrul infrastructurii, astfel încât o mașină virtuală, care de exemplu este mutată de pe un nod pe altul într-un cluster folosind Live Migration, să găsească, bineînțeles, aceleași rețele virtuale definite pe fiecare nod și în felul ăsta să evităm probleme de comunicații. Acest lucru pare simplu la prima vedere, dar poate depinde și de felul în care sunt configurate serverele și rețelele în care acestea sunt poziționate. Să ne gândim că am putea avea un cluster distribuit în care o parte dintre servere sunt într-un data center și altele în alt data center și folosim subneturi diferite, adrese de IP diferite, deci sau VLAN-uri diferite și practic Virtual Machine Manager ne poate ajuta să gestionăm managementul rețelelor logice definite de rețelelor virtuale. Pe partea de storage avem suport pentru managementul tipuri de storage prin interfață SMIS și folosind acest suport putem la bază inventaria lunurile disponibile și le putem aloca la hosturi sau de asemenea dacă există suport pentru tipul respectiv de storage putem crea automat lunuri. Pe partea de management al patch-urilor, aici ne referim la patch-ul serverelor de care, respectiv faptul că trebuie să ne asigurăm că serverele de Hyper-V sunt la zi din punct de vedere al patch-urilor de securitate. În noua versiune, Virtual Machine Manager folosește VSUS și poate aplica automat patch-uri pe serverele de virtualizare Hyper-V gestionate. De asemenea, avem suport de funcționalități pentru balansare a încărcării. Funcționalitatea se numește Dynamic Optimization. Dacă ați lucrat cu versiunea anterioară, știți că exista o funcționalitate numită PRO, Performance and Resource Optimization, care folosea System Center Operations Manager pentru a gestiona încărcarea hosturilor, de exemplu pentru hosturile dintr-un cluster, în funcție de încărcare putea muta mașini virtuale de pe un nod pe altul. Dynamic Optimization face același lucru, dar fără a mai avea nevoie de Operations Manager. Deci, practic, această funcționalitate este asigurată direct de și de agenții instalați pe hosturile de Hyper-V. Bineînțeles că avem în continuare suport pentru Pro și acest lucru poate fi implementat, dar avem direct Dynamic Optimization inclus în Virtual Machine Manager. Avem de asemenea suport pentru funcționalitățile noi ale unor tipuri de servere pe partea de Power Management, respectiv în cazul în care utilizarea scade limită, putem muta mașinile virtuale pe alte noduri și putem opri serverele. Acest lucru poate funcționa chiar și la nivel de host prin oprirea de core-uri. Deci, practic, pentru unele tipuri de servere noi, există funcționalitatea de core parking, prin care hipervizorul alocă pentru execuție mașinile virtuale doar pe o parte dintre core-uri, iar pe celelalte le parchează, deci nu le alocă pentru execuție. În felul ăsta se poate reduce consumul de energie. Și în sfârșit avem
monitorizare integrată în consolă pentru a fi alertați cu privire la evenimentele importante care se produc în infrastructură. Vom discuta și despre aceste lucruri. Pe partea de cloud o să vedem că sunt cele mai importante modificări. În primul rând, chiar și introducerea conceptului de cloud în cadrul consolei. Pentru că la versiunea anterioară, practic, nu aveam această secțiune, zona de cloud, și pentru că la versiunea anterioară, de fapt, era management de virtualizare. La Virtual Machine Manager 2012, o să vedem că avem o secțiune nouă în consolă în care putem face managementul cloud-ului. Ceea ce la cloud o să discutăm la momentul respectiv. În momentul de față pot spune doar că putem aloca pool-uri de resurse administratorilor de aplicații, iar aceștia și le pot gestiona independent și fără să de partea de fabric, deci infrastructura propriu-zisă, adică serverele de virtualizare, networking, partea de networking și partea de storage. De asemenea, partea de template-uri, pentru, în primul rând template-urile pentru mașinile virtuale, dar practic o funcționalitate nou introdusă este partea de template-uri de servicii, unde putem defini seturi de mașini virtuale care funcționează împreună pentru a oferi un serviciu. Putem face toată configurația necesară cu privire la ce tipuri de mașini virtuale trebuie create, cum trebuie conectate, deci prin rețelele virtuale, dacă folosim, de exemplu, load balancere, storage-ul alocat și așa mai departe. Și pe urmă, după ce am definit template-ul de serviciu, pur și simplu facem right-click pe acel template și spunem deploy. Deci acest lucru va avea drept efect crearea automată a tuturor mașinilor virtuale incluse în template. Dar pentru a nu insista în această parte de introducere, haideți să trecem la partea de prezentare mai detaliată. Vom avea o parte importantă de demo. În această prezentare am aici 2012, Release Candidate, și pe care îl voi folosi pentru demonstrații. Așa cum am menționat, pe partea de deployment, Virtual Machine Manager poate fi instalat într-un cluster. Putem face upgrade de la versiunea Virtual Machine Manager 2008R2 la Release Candidate și de la acesta la versiunea finală. Putem implementa o serie de proprietăți custom pentru fiecare tip de host, pentru tip de fiecare tip de mașină virtuală, acest lucru permițându-ne să folosim să putem introduce parametri suplimentari la managementul mașinilor virtuale. Și avem suport de PowerShell. Am spus că Virtual Machine Manager este practic bazat pe PowerShell. Tot ce facem în interfață se transpune de fapt în comenzi de PowerShell care sunt executate vis-a-vis de servicii. Pe partea de management de fabric, am menționat deja că suportă hipervizoare multiple, a fost adăugat suportul pentru Citrix Zen, dar de asemenea, Virtual Machine Manager acum poate face management out of band pentru diverse tipuri de hardware, în principal via IPMI DCMI. Acele tipuri de hosturi care suportă aceste interfețe de management. De asemenea, am menționat deja suportul pentru bare metal provisioning prin includerea lui Windows Deployment Services. Vom instala o instanță de Windows Deployment Services, deci serviciile de PXE din Windows, iar Virtual Machine Manager va face managementul acestuia. Respectiv, va publica pe acest Windows Deployment Services o imagine de Windows Server 2008R2, poate fi și varianta Core, și de asemenea putem include și drivere și putem face configurarea automată a hosturilor, inclusiv partea de nume, adrese de IP în domeniu și toate setările necesare de configurație, astfel încât provisioning-ul să decurgă automat
din momentul în care am pus serverul în funcțiune și l-am pornit, până la momentul în care este instalat cu sistem de operare, are rolul de Hyper-V și agentul de Virtual Machine Manager al server. Pe partea de rețea o să discutăm mai mult în demonstrație, dar avem suport pentru definirea de rețele logice folosind VLAN-uri și subneturi în funcție de locația în care se află serverele respective. Practic, avea, de exemplu, servere care se află într-un subnet, alte servere de virtualizare care se află în alt subnet, poate folosesc VLAN-uri diferite. Virtual Machine Manager poate detecta automat în ce subnet și VLAN se află un anumit server și poate conecta automat rețelele logice la subneturile și VLAN-urile corespunzătoare. Vom discuta despre asta în cadrul demonstrației. De asemenea, avem suportul pentru alocarea de adrese statice mașinilor virtuale. În momentul în care creăm o mașină virtuală, trebuie să aibă o adresă de IP. Bineînțeles că putem folosi DHCP-ul, dar acest lucru nu neapărat este potrivit pentru servere, respectiv acele servere care trebuie să ofere servicii în cadrul rețelei. Pentru acestea avem un pool de adrese de IP statice care este alocat pe principiul primul venit, primul servit, respectiv pentru fiecare mașină virtuală nou creată se va face checkout din acel pool și va fi alocată și configurată automat în cadrul mașinii virtuale. De asemenea, putem face configurarea inclusiv Microsoft NLB, dar și alte load balancere hardware, cum ar fi cele de la Cisco sau F5. Pentru storage am menționat deja că se poate face managementul storage-ului, pornind de la, să zicem, funcționalitatea de bază de inventariere a storage-ului pentru a afla ce lunuri sunt definite și cum sunt ele alocate, dar pentru anumite tipuri de storage-uri care au capabilitățile necesare și interfața definită prin protocolul SMIS, se pot chiar crea lunuri și se pot asigna la hosturi și clustere. De asemenea, pentru storage-urile care au facilitatea de snapshotting în hardware, respectiv posibilitatea de copiere de pe un lun pe altul, acest lucru poate fi folosit pentru provisioning-ul rapid de mașini virtuale folosind clonare. Respectiv, avem un template de mașină virtuală salvată pe storage într-un anumit lun și în momentul în care trebuie să creăm o mașină virtuală nouă pe baza acelui template, practic se va face o clonare prin storage de-ului, deci așa, lunului pe care se află mașina virtuală respectivă. Ok, alte funcționalități. Update management, am discutat deja că avem suport pentru VSUS. Serverul de VSUS poate fi folosit și la alte lucruri, de exemplu poate fi folosit în comun și cu Configuration Manager, dar în particular aici Virtual Machine Manager îl va folosi pentru peciuirea hosturilor, respectiv putem defini baseline-uri care conțin liste de peciuri care trebuie adăugate pe hosturile de virtualizare și acesta Virtual Machine Manager va peciui automat hosturile, respectiv dacă hosturile fac parte dintr-un cluster, va muta mașinile virtuale de pe un nod care se află pe un nod la un moment dat cu live migration pe celelalte noduri, va aplica patch-urile respective pe nodul de virtualizare, eventual va restarta dacă este nevoie, după care va muta înapoi mașinile virtuale, felul ăsta cu celelalte noduri din cluster până când toate sunt patch-uite. Deci lucrul ăsta se poate automatiza pentru a ne asigura de faptul că hosturile noastre de virtualizare zi din punct de vedere al patch-urilor. Am discutat deja despre Dynamic Optimization. Această funcționalitate ne permite să balansăm încărcarea de mașini virtuale între nodurile unui cluster, fără a avea nevoie de Operations Manager, deci este efectiv doar din Virtual Machine Manager. Și avem de asemenea suport pentru managementul patch-urilor, pentru managementul
puterii consumate, respectiv capabilitatea de a muta mașinile virtuale de pe un host pe alte hosturi din cluster, folosim live migration și putem opri o parte din noduri în intervalele de activitate scăzute. Dacă vă aduceți aminte de la Virtual Machine Manager 2008, acolo aveam un algoritm de placement pentru mașinile virtuale, respectiv în momentul în care voiam să plasăm o mașină nouă pe de exemplu pe unul dintre nodurile unui cluster, aveam un algoritm care evalua încărcarea hosturilor din punct de vedere memorie disponibilă, spațiu liber pe disc, încărcarea procesorului și încărcarea rețelei. Folosind aceste patru criterii, se determina hostul care este cel mai potrivit pentru a plasa noua mașină virtuală. Același algoritm de Intelligent Placement 2012, dar include peste 100 de verificări și validări. Inclusiv putem face reguli de plasare custom cu care putem predefini comportamentul lui Virtual Machine Manager în momentul în care va încerca să plaseze mașinile virtuale pe un host. De ce este nevoie de acest lucru? Pentru că dacă un administrator de aplicație va crea o mașină virtuală prin intermediul portalului, puțin mai târziu, el nu va vedea pe ce server va fi plasată mașina virtuală respectivă, pentru că nu va vedea partea de infrastructură. Respectiv, Virtual Machine Manager se va ocupa, folosind acest algoritm de să detecteze care e potrivit pentru a plasa mașina virtuală. Și am ajuns la subiectul Private Cloud. Mai întâi să vedem ce e acela un private cloud. Dacă am pune întrebarea asta de 100 de ori, probabil că o să obținem 101 răspunsuri sau mai multe. System Center Virtual Machine Manager, un private cloud este un pool de resurse, resurse abstractizate față de infrastructura fizică. Resursele astea pot fi procesoare virtuale, memorie, storage alocat, număr de mașini virtuale care pot fi create. Acest pool de resurse va fi alocat unui administrator de aplicație, iar acest administrator le poate folosi pentru a crea, bineînțeles, mașini virtuale și servicii. Dar administratorul de aplicație nu va vedea, de fapt, infrastructura, respectiv în terminologia folosită de SCVMM, fabric. Prin fabric înțelegând hosturi și clustere, respectiv partea de compute, deci putere de procesare, putere de calcul, partea de storage, partea de logical networks, tot ce va vedea, va vedea niște rețele virtuale care au fost deja configurate de către administratorul de care poate conecta mașinile virtuale respective și de asemenea poate avea acces la o categorie de storage, dar specifica exact pe ce storage vor fi plasate mașinile virtuale create de administratorul de aplicație, acest lucru fiind determinat automat în momentul plasării noii mașini virtuale. Deci, practic, vorbim aici de o abstractizare a resurselor fizice, respectiv, pentru administratorii de aplicație, aceștia nu vor vedea infrastructura fizică, ci o abstractizare a acesteia, respectiv un pool de resurse virtuale, să le spunem, care pot fi folosite pentru a crea mașini virtuale și servicii. A devenit mai clar în momentul în care vom vedea consola, pentru că veți vedea că există o secțiune separată și vom vedea că administratorul de aplicație de fapt nu vede partea de fabric. Respectiv, dacă ar fi să împărțim, să zicem, în cele trei mari categorii de compute, network și storage, avem în partea de jos, și o să subliniez aici,
partea de infrastructură, hosturi, clustere, librării în care se află template-urile de mașini virtuale, template-urile de servicii. Pe partea de rețea, pe partea de infrastructură, avem pool-uri de adrese de IP care vor fi alocate, dar bineînțeles acest lucru va fi transparent pentru administratorul de aplicație. Pool-uri de adrese MAC, pentru că trebuie să ne asigurăm că mașini virtuale create în cadrul infrastructurii au adrese MAC unice. De asemenea, avem pool-uri de storage-uri, respectiv prin intermediul providerilor de storage care pot fi configurați. Virtual Machine Manager va gestiona alocarea de lunuri, alocarea lor la hosturi și de asemenea cum sunt folosite pentru a plasa mașini virtuale. Acest lucru este realizat prin intermediul providerilor corespunzător. Trebuie să avem un provider pentru fiecare tip de storage pe care îl vom. Toată această parte de infrastructură nu va fi văzută de administratorul de aplicație. Administratorul de aplicație este un consumator din punctul ăsta de vedere, respectiv el va vedea o abstractizare a resurselor respective, de exemplu din punct de vedere al zonei de compute, deci putere de calcul, va vedea procesoare virtuale, memorie care poate fi folosită, de asemenea din punct de vedere al rețelelor, va vedea rețelele logice definite de administratorul de data center, dar nu va putea controla felul în care acestea sunt conectate la rețelele fizice. Iar din punct de vedere al storage-ului, va vedea doar clasificări și vom vedea că se pot face clasificări gen gold, silver, platinum, bronze și de asemenea va avea alocat o anumită capacitate de storage, dar fără a putea spune în mod specific pe ce storage va fi alocat acea capacitate. Vom vedea acest lucru în demonstrații. Un cloud, deci este o abstractizare a resurselor pentru a fi expuse către un administrator de aplicație și are mai multe dimensiuni din acest punct de vedere. Respectiv, așa cum am menționat mai devreme, procesoare virtuale, respectiv la o mașină virtuală putem aloca 1, 2, 4 sau mai multe procesoare virtuale în funcție de platforma, de suportul oferit de platformă. Putem aloca memorie virtuală, pentru că din toată memoria disponibilă de pe un host, o parte va fi alocată pentru acea mașină virtuală și să nu uităm Dynamic Memory, care ne permite să alocăm mai multă memorie virtuală decât avem fizică, dar despre asta putem discuta în demonstrație. Putem seta dimensiuni de storage, respectiv gigabytes de storage care vor putea fi folosiți de acel administrator, număr de mașini virtuale care pot fi create. Virtual Machine Manager suportă și sistemul de puncte, de quota, care era versiunea anterioară, respectiv pentru fiecare procesor, memorie, storage alocat, avem un număr de puncte care se contabilizează și în funcție de asta putem calcula niște costuri. Un cloud are de asemenea anumite capabilități și acestea depind, bineînțeles, și de platforma pe care funcționează. Un cloud, am spus, este o abstractizare a resurselor, dar bineînțeles nu poate să ignore anumite limite ale platformei pe care este definit. De exemplu, numărul de procesoare virtuale care pot fi alocate pentru o mașină virtuală depinde foarte mult de platforma folosită. În cazul Hyper-V, limita este de 4, deci putem aloca 1, 2 sau 4 procesoare virtuale. De asemenea, la Hyper-V, în momentul de față, suportul pentru memorie virtuală alocată la o mașină virtuală este de maximum 32 de giga. Numărul de discuri, numărul de rețele, deci de adaptoare virtuală de rețea, toate acestea depind de platforma folosită și vom discuta imediat despre suportul oferit în momentul de față de fiecare dintre platformele de virtualizare care sunt suportate în Virtual Machine Manager. Ați văzut, după cum menționam mai devreme, pentru Hyper-V a 4 procesoare virtuale la o
mașină virtuală. De asemenea, în momentul de față putem aloca până la 64 de giga de memorie virtuală și vedeți aici toate celelalte limite. Lucrurile astea se vor schimba în momentul în care va apare următoarea versiune de Windows Server, Windows Server 8, dar să nu anticipăm acest lucru. Deocamdată, suportul în Virtual Machine Manager 2012 va fi pentru versiunea curentă de Windows Server, și anume Windows Server 2008R2, cu Service Pack 1, ceea ce include și suportul de Dynamic Memory. Aș mai dori să amintesc despre faptul că accesul la consola de management Virtual Machine Manager se face bazându-ne pe roluri și aș vrea să subliniez separarea rolului care se face în cadrul Virtual Machine Manager. Respectiv avem un data center administrator care poate vedea toată infrastructura de virtualizare, inclusiv storage, rețele virtuale și așa mai departe, și poate face toate operațiile de management. Dar de asemenea putem avea un administrator delegat, putem delega managementul unei părți din infrastructură, respectiv un pool de servere de virtualizare, anumite storage-uri și așa mai departe. Putem avea administrator read-only, asta ar fi un administrator din zona de management care vrea să vadă utilizarea resurselor, dar cel mai important, putem avea self-service users. Iar un self-service user, de fapt, nu are acces la consola de Virtual Machine Manager, ci accesează serviciile oferite prin intermediul unui portal, respectiv System Center 2000. Controller, despre care o să discutăm imediat. Pe partea de management al serviciilor implementate în cadrul unui cloud, pe lângă suportul de mașini, de template-uri de mașini virtuale, avem și suport de template-uri pentru servicii, respectiv posibilitatea de a defini servicii, adică mai multe mașini virtuale care lucrează împreună și sunt conectate într-un anumit fel, pe un model multi-tier, deci pe mai multe nivele, și în deployment la un serviciu, de fapt se va face deployment la toate mașinile virtuale din care compune acel serviciu. Vom vedea acest lucru imediat în demonstrație. Și tot pentru gestionarea serviciilor avem un nou service designer care ne permite să definim aceste servicii. Îl veți vedea imediat în partea de demonstrație. Ok, deci am ajuns la partea de demonstrații. Vom vedea acum cum configurăm partea de infrastructură, cum creăm un private cloud, deci cum alocăm un pool de resurse pentru a fi folosite de către un administrator de aplicații pentru virtuale și servicii, cum configurăm template-uri de mașini virtuale și ce noutăți sunt față de versiunea anterioară și, de asemenea, cum creăm un template de servicii. Deci, să vedem despre ce este vorba. Trebuie să partajez desktop-ul și să comutăm la mașina virtuală cu SCVMM. Aici am o infrastructură care funcționează pe un laptop, o mașină virtuală cu SCVMM 2012 Release Candidate. Pe aceeași mașină este instalat și portalul App Controller. Avem de asemenea un domain controller, Virtual Machine Manager trebuie să funcționeze în domeniu. Avem de asemenea un host de virtualizare care funcționează în mașină virtuală. Acest lucru e mai ciudat. Nu vom putea rula nicio mașină virtuală pe acest host de virtualizare, este doar în scopuri de demo. Dar dacă ne uităm la proprietățile, putem vedea informații despre acest sistem. Vedem, de exemplu, că rulează Windows Server 2008R2 cu Service Pack 1, versiunea de Hyper-V, este disponibil pentru plasarea de mașini virtuale. La status putem vedea starea agentului și vedeți că el este funcțional. La partea de hardware vom vedea configurația acestui host. Trebuie spus că el fiind o mașină virtuală, toate acestea de fapt sunt setările mașinii virtuale respective și aici vedeți și rețelele la care acest host este conectat.
Vom discuta imediat despre partea de rețele virtuale. Apoi, căile, aici se pot defini căile în care vor fi plasate mașinile virtuale pe acest host. De exemplu, dacă folosim un storage partajat în cadrul unui cluster, folosind cluster share volume, aici, bineînțeles, va fi acea zonă de cluster share volume. De asemenea, putem seta anumite limite, rezerva procesor, utilizare procesor, memorie rezervată, spațiu liber pe disc, disc I/O și procentaj de trafic de rețea care să fie folosite de partiția parent a acestui nod de virtualizare, respectiv să fie dedicat sistemului de operare gazdă. Apoi vedeți aici discurile alocate, rețelele virtuale și aici vedeți că deocamdată avem doar o rețea care se numește Dallas și care este construită de fapt pe un loopback adapter. O să vedem imediat cum putem crea o rețea nouă. Hostul va plasa by default mașinile virtuale în acest director. Aici putem seta intervale de mentenanță între care hostul nu este disponibil pentru a plasa mașini virtuale și aici sunt acele custom properties care pot fi folosite pentru a rula scripturi pe acest host. De asemenea, din punct de vedere al lui performance and resource optimization, în acest moment nu avem un server de operations manager configurat, așa că nu avem deocamdată disponibil acest lucru. Să trecem la zona de fabric, unde pe lângă hostul de virtualizare respectiv, pe care l-ați văzut mai devreme, mai avem și alte lucruri interesante. Deci, în acest moment, în zona de fabric, suntem conectați ca data center administrator și avem acces, din acest punct de vedere, la toată infrastructura, deci fără limitări. Bineînțeles că putem delega pentru anumite persoane, de exemplu alți administratori, putem delega managementul unei părți din infrastructură, putem crea grupuri de hosturi, plasăm alte hosturi de virtualizare și apoi putem delega selectiv managementul acestor hosturi pentru alți utilizatori. Avem librăria de mașini virtuale. Aici vor fi plasate template-uri de mașini virtuale și servicii și acestea vor fi folosite de către administratorii de aplicație. De asemenea, avem suport pentru PXS servers și aici putem adăuga un server Windows Deployment Services care va fi folosit pentru partea de bare metal provisioning, așa cum am menționat în cadrul prezentării. Putem adăuga un server de VSUS care să fie folosit pentru peciuirea hosturilor de virtualizare și mai jos avem suportul pentru conectarea la VMware vCenter pentru a face managementul platformei de virtualizare VMware. Aș vrea să trecem la zona de rețele logice, unde în momentul de față rețea care se numește Dallas și care are definit un pool de adrese de IP. Și aici avem o rețea care se numește New York Network și dacă e să ne uităm puțin la proprietățile hostului de virtualizare pe care la proprietățile lui Virtual Machine Manager aici, ne uităm puțin și vedeți că și nu, cel mai bine o să vă arăt chiar în consola de virtualizare Hyper-V pe care se află acest host. Deci numai puțin. Să vedem dacă pot să minimizez acest lucru. În orice caz, ce vreau să vă arăt este că putem, chiar și Virtual Machine Manager în momentul ăsta este conectat la o rețea care se numește New York Network. Haideți să definim un pool de adrese de IP pentru care să fie folosite pentru mașinile virtuale care vor fi create pe hosturile de virtualizare gestionate de Virtual Machine Manager și să-i zicem rețeaua București.
Mă rog, avem un satelit al rețelei logice New York Network și în momentul ăsta putem să un network site București și subnetul de IP, asta vreau de fapt să arătăm ce adresă de IP folosim. Status 10.1.1 este subnetul în care este. Deci începem cu 10.1.1.0 /24. Deci, practic, asta este subnetul folosit în acest moment în această rețea. Și bifăm care este locația, respectiv hosturile care sunt acest subnet. Am ales ContorSolab, deci laboratorul unde se află hostul respectiv de virtualizare. Ce înseamnă acest lucru? Că pentru fiecare locație în care avem hosturi de virtualizare, putem specifica subnetul de IP și VLAN-ul care este folosit în acea rețea. Vom avea o rețea virtuală numită New York Network în acest caz, care pentru locația București va avea acest de IP și acest VLAN. Pentru altă locație vom putea aloca cu totul alte subneturi și VLAN-uri, dar să nu anticipăm. Vom aloca în pentru această locație un pool de adrese de IP, să zicem începând de la 200 la 220. Aceste adrese de IP vor fi alocate mașinilor virtuale care vor fi create. Bineînțeles că în momentul în care vom crea o mașină virtuală pe un host, nu are niciun rost să creăm o mașină virtuală care să nu fie conectată la o rețea externă. După cum vă aduceți aminte, în Hyper-V, practic avem suportul pentru rețele interne, care de fapt înseamnă doar în memoria serverului de virtualizare, privată, doar în memoria serverului. Avem rețele interne, ceea ce înseamnă că mașinile virtuale pot comunica doar cu hostul. Și bineînțeles că aceste două categorii nu sunt foarte utile decât în scopuri de testare, pentru că mașinile virtuale de fapt nu pot comunica cu exteriorul. Practic, pentru producție va trebui ca mașinile virtuale să fie conectate la rețele de tip external. Și despre asta vorbim de fapt aici. Practic, mașina virtuală va avea o adresă de IP din același range, din același subnet cu hostul și va pe rețeaua respectivă. Putem de asemenea rezerva anumite adrese, de exemplu în cazul ăsta o să rezerv o adresă de IP virtuală pentru un load balancer. O să răspund imediat și la întrebările care au fost puse pe chat. Deocamdată să finalizăm partea de configurare a rețelei virtuale, deci 10.1.1.200. Va fi o rețea virtuală, o adresă de IP folosită pentru un load balancer. Și am rezervat această adresă de IP să nu fie alocată pentru mașinile virtuale. De asemenea, pentru această rețea putem configura automat setările de default gateway, DNS și WINS. O să introduc aici 10.1.1.1 și gateway, depinde de setările care le avem acea rețea, și DNS serverul va fi 10.1.1.10. Toate aceste setări vor fi aplicate automat pentru toate mașinile virtuale create și care, bineînțeles, vor fi configurate cu adrese statice. Deci, aici nu vorbim despre DHCP, ci vorbim despre mașinile virtuale care vor primi adrese de IP statice. Pentru fiecare configurare pe care o facem, de fapt se va crea un job și aici vedeți rezultatul jobului respectiv. Să zicem că pentru rețeaua New York mai creăm un IP pool care va fi pentru Cluj-Napoca, să zicem. Deci o altă locație, un alt data center.
o să fie conectat la aceeași rețea logică, deci mașinile virtuale vor vedea în continuare rețeaua logică ca fiind New York și asta înseamnă că putem muta mașini virtuale de colo-colo, ele vor fi conectate în mod corespunzător la rețeaua respectivă. Putem crea un nou network site, să zicem Cluj-Napoca, IP-subnet 10.2.2.0/24, VLAN-ul, mă rog, rămâne să zicem tot pe VLAN 0, Contoso Lab, aici rezervăm iarăși de la 200 la 220 și facem din nou adresa rezervată pentru load balancer, 10.2.2.200, ceea ce înseamnă că în acea rețea aceea va fi adresa de load balancer folosită și în rețeaua respectivă se iese prin 10.2.2.1, ăsta este default gateway-ul. Și iar DNS-ul în acea rețea, mă rog, putem pune același DNS, deci, dar îl folosim pe cel care l-am folosit anterior, 10.1.1.10. Și aceste setări vor fi aplicate automat pentru toate mașinile virtuale create pe serverele din acea locație. Deci, ca rezultat, vedeți că avem o rețea logică, numele rețelei logice este New York Network, și care, pentru două subneturi diferite în care se află hosturile de virtualizare, are setări diferite pentru partea de subnet ID și pentru partea de VLAN. Deci, practic, putem gestiona hosturi din mai multe locații, configurăm automat mașinile virtuale pe care le vom crea pe hosturile respective cu subnet ID-ul și masa corespunzătoare, de asemenea și cu setările de gateway și de DNS. Acum aș răspunde la câteva dintre întrebările care sunt pe Q&A. Domnul Florin Chirilă întreabă din punct de vedere al lui SCVM 2012, pentru managementul vSphere este strict necesară existența unui vCenter server și conectarea prin intermediul acestuia? Răspunsul este da, pentru că nu se pot instala agenții și în manager direct pe hosturile de virtualizare SX. Din acest motiv, managementul se face indirect prin intermediul lui vCenter, deci trebuie să avem vCenter. Acest lucru este însă diferit la Citrix Zen Server, unde practic se instalează agenți, mai trebuie instalat un layer de management, deci niște API-uri, dar pentru Zen Server practic se poate instala agentul direct pe server. Bun, mai avem o întrebare de la domnul Robert Ioan. La meniu de storage locurile locale. Nu. Deci la meniul de storage, asta este subiectul următor pe care o să-l discutăm aici, dacă am avea zona de provider, ne-am putea, în momentul ăsta eu nu am un provider configurat și de fapt nu am un storage pe care să-l pot folosi în această demonstrație, fiind o demonstrație pe un singur laptop. Dar putem configura aici provider și prin intermediul providerului respectiv să colectăm informațiile despre storage-ul în cauză prin protocolul SMIS. Ce înseamnă acest lucru? Că Virtual Machine Manager va avea informații despre storage din două locuri. În primul rând, de pe serverele de virtualizare, de exemplu, dacă luăm Hyper-V, de virtualizare Hyper-V, avem instalat un agent și cu ajutorul agentului respectiv putem colecta informații despre lunurile expuse către acel host. Dar aceasta e, bineînțeles, o metodă. Este exact metoda care se folosea și la versiunea anterioară. Date este prin intermediul providerului de storage, și aici trebuie să avem provider instalat pentru tipul de storage pe care îl folosim. Virtual Machine Manager se va putea conecta la storage-ul respectiv, va putea inventaria configurația acestuia, de exemplu lunurile create, către cine sunt expuse și
din acel moment poate avea informații detaliate despre ce, despre configurația storage-ului și către cine sunt expuse lunurile respective. De asemenea, Virtual Machine Manager va putea crea lunuri pentru anumite tipuri de storage suportate și va putea expune acele lunuri către hosturi. Astfel încât, folosind informațiile din aceste două surse, Virtual Machine Manager va avea informații complete despre volumele alocate către ce hosturi. Să ne punem în situația în care avem un nod, mai multe noduri de conectate și avem storage partajat, care este pe toate nodurile. Pe de o parte, Virtual Machine Manager va avea informații de la fiecare nod prin intermediul agentului și, bineînțeles, dacă avem și providerul pentru storage-ul respectiv, poate colecta informații direct de la storage-ul în cauză. În acest mod putem aloca automat storage pentru mașinile virtuale nou create și acest lucru se va face în funcție de clasificări. De exemplu, ceea ce vor vedea administratorii de aplicații, vor vedea niște clasificări de tipul Gold, să zicem, Silver și Bronze. În momentul în care vom avea configurat providerul de storage, vom putea aloca storage-urile, lunurile de storage existente către aceste categorii. În momentul în care un administrator de aplicație, căruia, de exemplu, i-am asociat categoria Gold, va avea o mașină virtuală, acea mașină virtuală va fi plasată automat pe unul dintre lunurile din categoria Gold la care el are acces. Extractizează, de fapt, storage-ul din perspectiva de aplicație. Administratorii de aplicație nu trebuie să decidă ce lunuri sunt alocate și de vedea aceste lucruri. Sper că am răspuns la întrebare. Deci, până acum am acoperit partea de configurare de fabric. Vom trece la zona de mașini virtuale și servicii, dar înainte de a avea un cloud, pentru că asta era următoarea demonstrare, facem un template de mașină virtuală. Acest template de mașină folosit de către administratorii de aplicație pentru a crea noi mașini virtuale. Ei nu vor putea virtuale direct, adică new virtual machine să instaleze sistemul de operare. Acest lucru este posibil doar pe bază template-uri. Pentru asta trebuie să creăm un template. Hard disk pe acest VHD conține o instalare de Windows Server 2 cu CP1 și este făcut cu sysprep, deci este depersonalizat pentru a defini template. Deci acela era un hard disk predefinit, un nume, deci Windows Server 2000 este template-ul nostru și ce tip de hardware, aici cu ghilimelele de rigoare, pentru că e vorba de de exemplu, numărul de procesoare virtuale, bineînțeles, asta poate să depinde de platformă, memoria alocată și toate celelalte care vor fi create. Foarte important aici, mașinile virtuale create pe baza acestui vor putea fi plasate doar hostul, în cazul ăsta Hyper-V. Vom configura sistemul de operare din interiorul mașinii SPREP. Practic, el este depersonalizat informații de configurare pentru ca acea instanță de mașină să poată avea un nume și aici putem pune, putem lăsa
cu el numele sau putem să-i spunem, să-i introducem șablon. De exemplu, să înceapă cu prod, star, de exemplu, să că el un nume aleator. Parola de administrator local, cheie, bilet pentru sistemul de operare, ce ediție de Windows este, putem instala rol, lucru nou la versiunea Virtual Machine Manager 2002, a provisioning-ului de mașină virtuală, putem instala din sistemul de operare, oricare dintre ele. De asemenea, dacă mașina virtuală va fi conectată la un lucru, se va face, se va configura. Bun. În continuare vom putea cannot contain spaces, scuze. A trebuit să o să punem aici steluță și să lăsăm să lăsăm Virtual Machine Manager să genereze un după care vom decide ce și la aplicații, vă rog să observați că putem instala aplicații virtuale bazate pe folosind Web Platform Installer. De asemenea, putem rula orice de instalare de aplicații. Asta înseamnă că după ce se face provisioning-ul mașinii virtuale folosite, după aceea putem instala automat aplicații în interiorul mașinii sau nicio aplicație. Configura un deployment de respectiv, putem instala automat SQL Server în interiorul mașinii virtuale, specificând locația cu media, kitul de instalare, punturile de servicii folosite, deci practic răspunsurile la întrebări, programul de setup de la SQL. În felul ăsta putem automatiza instalarea SQL-ului mașinii virtuale. Deci aceste secțiuni, zona de aplicație și zona de sunt noi, Machine Manager 2012, ne permite ca pe lângă instalarea unui sistem de operare să putem configura și roluri, să putem instala și acest lucru automat. Bineînțeles că la sfârșit toate aceste configurații, folosim scriptul acest în Wizard. Mașină virtuală, pentru că acesta era lucru de care aveam nevoie pentru a configura în continuare cloud-ul. Și să sper că e o problemă temporară, pentru că aici sunt pe o rețea wireless. O să continui prezent. Ați semnalizați cu tagul de butonul de feedback pe culoarea roșie dacă nu se aude cum trebuie. Un cloud și așa cum am pomenit resurse, aceasta este funcționalitatea mea favorită. Și right click, create cloud. Deci de aici se vede de fapt partea cea mai importantă de funcționalități care a fost introdusă în Manager 2012. Acest produs este orientat și construit respectiv permite abstractizarea resurselor de virtualizare în și prezentarea lor sub formă de pool-uri de resurse virtuale de aplicații. Acest lucru nu era disponibil în versiunea anterioară și acest lucru pentru noua versiune. Hai să vedem cum creăm un cloud. În primul rând să-i numim cumva. De exemplu, hai să-mi fac un cloud pentru cloud Adi. Acesta este un cloud pe care îl voi folosi a crea noi mașini virtuale și servicii. El va fi funcțional
laborator, deci voi putea plasa mașini virtuale pe hostul Osolab. Acest lucru pe vremea când am, când am definit rețelele virtuale disponibile pentru acest. Deci ar fi trebuit să mai avem și alte rețele virtuale, dar deocamdată adăugăm, putem adăuga load balancer, în momentul ăsta însă nu avem disponibil. Virtual IP profiles sunt, se referă tot la adresele de IP folosite pe load balancer, deci nu avem acest lucru. În momentul de față nu avem niciun storage configurat la library, trebuie să configurăm librăria pe care o va folosi administratorul de aplicație. Și am ajuns la zona cea mai interesantă, respectiv capacitatea cloud-ului. Trebuie să spunem că AT este virtuală, respectiv eu aici pot să dau procesoare virtuale. Nu înseamnă că le am sau memorie sau de storage. Practic, virtual permite să facem un soi de overbooking, cam cum e la avioane, când vând mai multe locuri decât dar astea vor fi niște limite virtuale care vor fi, să zicem, puse în aplicare în momentul în care administratorul de aplicație vă... Haideți să dăm niște limite, deci 10... putem să specificăm, de exemplu, o storage, să zicem că dăm și aici cam 500 de giga, quota point nu pot virtuale, deci vom avea 5 mașini virtuale în orice configurație și 4 procesoare virtuale. Trebuie să alegem și capability profile. Deci pe acest cloud vor putea fi plasate doar bazate pe Hyper-V. Dacă avem și alte tipuri de hosturi, va trebui să spunem administratorul de aplicație care va folosi, va putea plasa virtuale pe, de tip Hyper-V. Și bineînțeles face acest lucru, deci crearea cloud-ului. Vom finaliza. Trebuie să trecem la zona de library. Nu avem nevoie de asta, o să adăugăm aici doar asta. Next. Ok, și în momentul ăsta avem un nou cloud. Și îl vedeți aici. Deocamdată nu resursele, și așa cum am spus, un cloud este o abstractizare a resurselor. Va trebui să definim acest cloud pentru un grup de persoane, de administratori de aplicații. Face din meniul settings, la zona de security, defini delegând administrarea pentru nostru, deci vom defini aici user roles și vom putea configura self-service în momentul de față, pentru că mai avem de făcut demonstrații. Aș vrea să mai definim și la zona de live, respectiv un set de mașini virtuale și care furnizează serviciu. Haideți să vedem template. Avem deja un template de mașină virtuală. Haideți să facem un service template sim cu un singur nivel.
into tier, three tier. În momentul ăsta voi defini un single tier. Three tier ar fi, de exemplu, o aplicație care are web front-end, business logic și are și partea de bază de date. Mai simplă. Ceea ce vedeți aici este un nou template de web, așa, care single tier, să zicem tier. În momentul ăsta am putea adăuga și alte tier-uri, am putea adăuga și baze de date, dar acest lucru nu este necesar, să zicem că eu. Practic, ce trebuie să fac este să asociez un template de mașină virtuală pe care l-am creat de servicii. Și vedeți că a fost adăugat aici. Vizualizăm felul în care acele necesare din template-ul de mașină. Aici este o opțiune interesantă. Când spunem un singur tier, singură mașină virtuală. Putem trei mașini virtuale, dar by default la o singură mașină virtuală. Și putem adăuga și pe parcurs. Asta ce implementăm serviciul în producție, administratorul de aplicație poate să aleagă două sau trei mașini virtuale pentru același tier. Deci în cazul ăsta este un web. Dacă alege 3, se vor crea automat 3 instanțe de mașini. Și care probabil în față vor avea un load balancer pentru a distribui. Ok, deci în momentul ăsta am configurat tier-ul respectiv. Zicem Save and Validate. Și avem o problemă cu Logical Network. Hai să vedem dacă acest lucru este configurat corespunzător. Tier View All Properties. Problema este că nu am configurat la placa de rețea. Trebuie să funcționeze. Și acest lucru, bineînțeles că dacă pun el va trebui să funcționeze în cadrul rețelei. Și vedem. Deci automat o să rearanjez puțin. Faptul că pentru mașinile virtuale care fac parte din serviciul respectiv este cu network care are cele două subnetwork pe care le-am definit anterior. Deci asta era ceea ce în momentul ăsta ar trebui să treacă de validare. Și bineînțeles, în acest moment, fiind un administrator de data center, aș putea configura deployment-ul. Să plasez serviciul web, de exemplu, pe cloud-ul definit anterior. Acest lucru îl pot face pentru că sunt full, am acces la pot, bineînțeles, crea orice serviciu nou pe bază de template-uri, că un nou mapează, se mapează pe infrastructura disponibilă. Am o definiție de servicii, care în momentul de față conține și vreau să plătesc serviciu pe un cloud. Păcate, o să vedem imediat că nu o consola din, să vedem despre ce este vorba. Problema e host, niciun host disponibil. Singurul host și din păcate nu pot plasa toale într-o. Ar trebui să am cel puțin un host fizic ca să pot plasa acest serviciu. Am încercat să facă plasarea, a făcut validările și
identifice un host pe care să plaseze mașinile virtuale. Ce ar fi partea finală de demonstrație pentru SCVM? Revenind la zona de prezentare, aș în maxim 5 minute despre putem folosi app web pentru a oferi administratorilor de aplicații la definit. Am o întrebare venită pe chat. Domnul, în interiorul mașinii folosim o altă adresă de IP. Folosim mecanismul pe care l-am configurat anterior de IP pools, practic automat în momentul creierii mașinii virtuale, respectiv când face plasamentul mașinilor virtuale pe hosturi, se vor respectiv template-ul de mașină virtuală adresă de IP din pool-ul definit, cel pe care l-am configurat, adresă statică la mașina virtuală în cauză. Și tot așa o adresă din pool și se alocă. În momentul când ștergem o mașină ca adresa folosită și se pune din nou în pool. Prin acest mecanism adrese statice pentru mașinile virtuale și configurarea de DNS, deci tot a mașină nou creată pe acest host. Deci aici nu vorbesc de DHCP, pentru că DHCP, bineînțeles, vorbim de a adreselor pe Virtual Machine Manager. În acest fel ne asigurăm a avea o adresă de IP răspunzător, pentru că ea va fi conectată la subnetul în cauză. Deci, venim să discutăm puțin despre app, să vedem despre ce funcționalități vorbim aici. Este un portal de tip self-service, cu ajutorul căruia putem resurse, deci din cloud-ul public, resurse dintr-un cloud privat, respectiv dintr-un virtualizare gestionată de SCVMM. Și acest lucru se poate, practic, noi vom putea crea servicii pe bază de. Am văzut mai devreme că puteam crea un serviciu template predefinit folosind consola, va fi disponibil web din App Controller. Respectiv, administratorii de aplicație se vor duce în portal folosind un simplu web browser și vor putea crea mașini virtuale sau mai multe mașini virtuale pe bază de template-uri. De fapt, e singurul mod în care avea acces direct la consolă. Deci vor putea crea doar pe bază. Ca arhitectură, care e bazat Silverlight. În spate avem suport de PowerShell și prin intermediul PowerShell app controller care rulează pot fi instalate chiar și pe aceeași virtual machine manager, dar pot fi instalate și pe o altă mașină pentru SCVMM, prin intermediul căruia ne putem conecta la o infrastructură de tip private cloud realizată și gestionată cu System Center Virtual Machine Manager 2012 și o să facem acest lucru în continuare. De asemenea, putem gestiona sub cloud-ul public găzduit de Microsoft de tip Windows Azure, toate prin aceeași interfață web. Am ajuns la demo de App Controller. Facem
o să conectăm App Controller, deci portalul web, la un System Center Virtual Machine Manager existent, deci serverul pe care îl avem deja configurat, și după care o să încercăm să facem deployment-ul unui serviciu folosind un template. Comut înapoi la partea de demonstrație, minimizez consola de SCVMM și o să deschid portalului. Da? Sper că se vede. În mod ca un administrator și primul lucru care trebuie să-l fac este să mă conect al Machine Manager și să zicem că este SCVMM scuze .contoso.com. Numele serverului este aceeași. În rest, toate setup-ul este cel de conectare și care e folosit și de consolă. Să ne conectăm la SCVMM. Putem să ne conectăm din multe infrastructuri de date cu SCVMM. Center în care avem un server de SCVMM care gestionează hosturi și mai avem un data center la Cluj și acolo e un alt SCVMM. Gestionăm conexiuni multiple pentru sistem. Un moment durează configurarea. În momentul ăsta hostul de SCVMM și inventariază configurația, o legătură între App Controller, între portalul de web, care, așa cum am spus, poate fi și de asemenea și în momentul ăsta vedeți că el inventariază resursele existente și Machine Manager Server. În mod similar, putem să ne conectăm și Windows Azure. În momentul ăsta eu n-am din interiorul mașinii virtuale acces la internet. Dacă l-am instalat undeva pe un server fizic, probabil că acest lucru va fi posibil. Sunt disponibile. Și observați aici cloud-ul ADI, care de fapt e o colecție de resurse a mașini virtuale și servicii. Respectiv, nu văd hosturile de virtualizare, așa cum aici eu, de fapt, sunt un user. Tot aici pot servicii deja implementate. În momentul ăsta nu am servicii implementate, voi putea eventual crea servicii. Și tot aici ar fi lista de mașini virtuale pe care eu le-am creat. Trebuie să spunem că accesul este respectiv fiecare utilizator care accesează portalul va vedea doar mașinile virtuale create și pe care el le gestionează. De asemenea, va vedea doar cloud care i-a fost alocat, respectiv să face această între mai mulți clienți sau beneficiari, dacă vreți implementați o infrastructură de tip hosted, în care să oferiți servicii la mai mulți. Foarte bine ca, eu știu, beneficiarii de la o companie să vadă mai cealaltă companie și atunci, evident, serviciilor. Și vedeți aici că în pe baza cărora putem crea vedem, avem template-ul anterior, avem template-ul de serviciu figurat anterior și în momentul ăsta pot, de exemplu, folosind pe care l-am creat, să încerc să fac un deploy. Funcționeze pentru că nu avem un host de virtualizare în spate. Acest lucru nu s-a de CVMM, dar putem încerca să
funcționează interfața de... Observați că voi face un deployment nou în cloud-ul. Trebuie să configurăm serviciul și aici să vedeți că va fi un serviciu web 1 care este un single computer tier. Da? Și după care trebuie să configurăm ce template pentru acest serviciu. Observați că setările aici nu sunt disponibile. Mă rog, putem spune cu wildcard-uri cum să fie generate. Lucrul ăsta nu poate fi configurabil, deci va fi de către SCVMM. Și în sfârșit vedeți că rețeaua virtuală New York, această conectare pentru mașinile virtuale. Deci aceasta este interfața prin care a putea să creeze mașini virtuale și să vor fi plasate, bineînțeles, automat pe hosturi, dar acest lucru este transparent cu administratorul de aplicație, pentru că el nu vede infrastructura. El vede doar ce a fost alocat, pe care resursele poate folosi pentru a crea servicii și mașini virtuale pe bază. Am dat deploy, dar, bineînțeles, așa cum probabil vă de fapt un host pe care să plasez serviciul respectiv, o să... Acest lucru poate fi vizibil și în consolă, la secțiune Jobs. Să vedem dacă... vizează. În orice caz, la un moment dat trebuie să spună că este failed, pentru că nu avem virtualizare. Da, deci a zis VMM Service Deployment Job failed. Nu avem hostul de virtualizare pe care să... Ok, aici a fost în scop de demo, dacă am fi fost într-un mediu real de... ar fi creat automat mașinile virtuale pe host și le-ar fi lor din serviciu. Aceasta a fost producerea în App Controller, versiunea 2. Mai multe informații, trebuie să vă spun că vor fi disponibile două cursuri, fiecare de câte va fi un curs deployment, cursul 10700. Se va referi la cum configurăm o infrastructură de tip private cloud, controller și alte produse din familia System Center. Și de asemenea va fi utilizare și operarea unui private cloud, respectiv un curs destinat administratori. Deci fiecare curs va avea 5 zile. Vor fi pentru private cloud. Vom avea examenul corespunzător. Deci examenele vor fi 70. Cursurile și examenele nu sunt încă disponibile, probabil vor fi disponibile în fază beta în perioada următoare, urmând ca după lansărilor să avem și versiunile finale ale cursurilor. Aflați mai multe informații despre soluțiile System Center de la Microsoft System Center 2012 pe pur și simplu acest lucru Software System Center. Există un blog, blogtechnet.com, toate anunțurile cu privire la noutățile din noua platformă și aș vrea să vă recomand Time, care a avut loc o serie de la sfârșitul februarie, începutul martie. Așa, a doua serie a avut loc chiar ieri și la Creating and Managing a Private Cloud with System Center 2012 jam, seminar de două zile online și puteți vedea deja pe adresa respectivă. Dacă nu ați reținut adresele, puteți merge
meu de web pe www.adrianstoian.com. Gez imediat să vedeți locația. Să vedeți informațiile. Deci adresa este www.adrianstoian.com și aici vedeți, veți putea găsi informații despre din familia, despre produsele din familia System Center și tot aici găsiți link-urile Jumpstart. Deci chiar vă uitați, au mai apărut. Ok, acum revenind la prezentare, sesiune prin slide cu resurse suplimentare și aș vrea să le puneți prin intermediul ferestrei de Q&A. Deci dacă aveți întrebări, sesiunea de astăzi. Trebuie să spun că această prezentare a fost chiar pe blog. Deci dacă vor să revadă sesiunea sau chiar dumneavoastră. De asemenea, aș vrea să menționez că această prezentare este prima dintr-o serie de prezentări dedicată și 2012 și Private Cloud. Săptămâna viitoare System Center 2012 Configuration Manager și apoi în săptămânile următoare pe celelalte produse din familia System Center. Cu acestea, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, sper că a fost interesant și vă aștept la sesiunile următoare din această serie de prezentări.